numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul și Hristos a înviat. Preacucenice, părinte, iubiți, frați și surori, astăzi este Duminica Mironosițelor. Și după cum s-o zice în alți ani, într-un fel este a doua zi în care e sărbătorită femeia în biserica noastră, după Buna Vestire. Dar foarte interesant că Evanghelia de astăzi nu se încheie arătând, să zic așa, mare credință și lucrare a mironosițelor. După ce ele se întâlnesc cu îngerul în mormânt, s-au înspăimântat, îngerul le spune, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, pe Iisus Nazarineanul căutați, pe cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde l-au pus, mergeți însă și spuneți-le ucenicilor săi și lui Petru că va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo îl veți vedea, așa cum v-a spus. Și vedeți ce fac ele. Și ieșind, au fugit de la mormânt, că de tremuri erau cuprinse și de uimire. Și n-au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau. Nici într-un caz nu vreau să le acuz, pentru că, de fapt, vreau să arăt ceva ce am spus și alte dăți, dar astăzi o să vedem din Evanghelia după Marcu. Ideea e că nimeni n-a crezut în învierea lui Hristos auzind de la alții, atunci la început. Chiar dacă au auzit de la îngeri, tot n-au crezut. Deci femeile au auzit de la îngeri și n-au crezut. După ce a înviat dimineața, în ziua cea dintre săptămâni, ce mai departe, Mântuitorul s-a arătat întâi Mariei Magdalena. Mergând aceea, le-a dat de veste celor ce fuseseră cu el și care se tânguiau și plângeau. Dar ei, auzind că el este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. N-au crezut. După aceea s-a arătat sub altă înfățișare la doi dintre ei, care mergeau la o țarină. Și aceia mergând, le-au dat de veste celorlalți. Dar nici pe ei nu i-au crezut. În cele din urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, el li s-a arătat și a dojenit pentru necredința și împietrirea inimii lor. Că nu i-au crezut pe cei ce îl văzuseră înviat. Și atunci au crezut. Dacă ei au spus lui Toma, care nu a fost acolo, n-au crezut. Nu-i de la mine să știți ce spun acum. Ce ați văzut, am citit, e scris în Sfânta Evanghelie. Deci niciunul n-a crezut că Mântuitorul Hristos a înviat decât atunci când Mântuitorul însuși i s-a arătat. Nici femeile mironosițe, nici Maria Magdalena, nici cei 11, nici Toma. Și învățătura bisericii noastre exact asta e. Noi credem că Domnul Iisus Hristos a înviat pentru că El ni se arată. Ba mai mult, slujba de înviere și multe din rânduiele din perioada aceasta până la Rusale și după au ceva mai consistent și mai bogat pentru noi. Noi credem nu numai pentru că Mântuitorul Hristos ni se arată, ci noi credem că El a înviat pentru că ne învie și pe noi. Chiar cântarea care o cântăm noi cel mai des. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, la noi se referă. Noi suntem în morminte și Mântuitorul Hristos înviind din morți, ne învie și pe noi. Prima cântare care se cântă în utrenia învierii. Părinte, dacă greșesc să mă corectez. Ziua învierii să ne luminăm popoare. Paștile Domnului, paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, ceea ce cântăm cântare de biruință. Exact aceeași structură. Din moarte la viață, de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, ceea ce cântăm cântare de biruință. Deci vedeți ce învățătură cutremurătoare, cât e de
de tare, cât e de bogată în biserica noastră. Credința aceasta în învierea Domnului Iisus Hristos, care, după Scriptură, nu se dovedește cu am auzit, am văzut, nu. Ci Mântuitorul Hristos însuși se arată și El îi convinge pe cei credincioși. Și nu numai că ni se arată, ci învierea El a realizat-o nu pentru El, nu pentru îngeri, ci pentru noi, ca să ne mântuiască, ca să ne învie și pe noi, să ne scoată din iad, să ne scoată din moarte, să ne ducă în împărăția cerurilor. Și bineînțeles că în sufletele noastre, când auzim lucrurile acestea, ne simțim mărunți și întristați oarecum și vinovați, pentru că suntem așa de departe de multe ori de această stare în care ne dorește Domnul Iisus Hristos. Să fim cumva cuprinși de El în acest laborator al învierii. Să trăim din plin această viață nouă. În altă cântare zice, prăznuim începătura altei vieți veșnice. Deci viața aceasta veșnică pe care Domnul Iisus Hristos ne-a adus-o prin învierea Lui, o sărbătorim la înviere, dar ea ar trebui să fie trăită în noi. Normal, mult mai adevărat și mult mai intens decât viața trecătoare. Și atunci noi ne simțim mustrați de credință și de conștiință și de cuvânt, pentru că, din păcate, îi invers. Noi trăim mult mai intens viața pământească decât viața cealaltă, viața veșnică, viața învierii împreună cu Hristos. Aș vrea să spicuim așa câteva lucruri în cu mila lui Dumnezeu după masa aceasta. Toate-s cunoscute. Dacă cu mila lui Dumnezeu aș reuși ceea ce zicea Părintele Iosif Trifa, să arăm mai adânc sau să scoatem ceva ce poate că am uitat, m-aș bucura. Dar nu sunt sigur. Însă mai departe decât ni se spune în cuvânt și în învățătura noastră, nu putem merge. Numai să mâncăm această mâncare, să o vedem în toată profunzimea ei, să o luăm cu adevărat în noi. Să ne trezim că umblăm de ani de zile la adunare sau și la biserică și degeaba. În biserica noastră, în perioada aceasta de cea mai înainte, sunt câteva modalități prin care noi putem trăi această a doua viață, viață veșnică pe care ne duce Domnul Iisus Hristos. Și un lucru foarte important pe care vreau să-l spun și o să-l reținem, această viață nouă, această viață veșnică, o trăim în chipul miracolelor sau al minunilor. Nu trebuie să umblăm după minuni. După cum vedem, Mântuitorul însuși, nici chiar învierea Lui, n-a făcut-o din dorința de a face ceva mai spectaculos decât tot ce-a fost, ci-a făcut-o tot de dragul nostru și în folosul nostru. Și în aceeași idee, Domnul Iisus Hristos, în biserica Lui, care e trupul Lui cel răstignit și înviat, deci în biserică, în trupul Lui, care a extins în umanitate până la sfârșitul veacurilor, prin Duhul Sfânt, face în continuare minuni. Dar le face totdeauna în folosul oamenilor. În folosul pământesc și mai ales Dumnezeu dorește să-L facă în folosul veșnic al oamenilor. Și de asta ziceam că se potrivesc toate în perioada asta în biserica noastră, pentru că la apostol se citește din Cartea Faptele Apostolilor. Astăzi o citim din capitolul 7. Când au fost aleși primii diaconi. Dar, mai înainte, duminicile trecute, s-au citit alte cuvinte care toate arătau minuni extraordinar de mari făcute de Sfinții Apostoli. Cea cu ologul din naștere pe care îl vindecă Petru și Ioan. Îmi place mult să amintesc pentru că nu se prea vede în alte locuri și de multe ori uităm să spunem asta,
Sfântul Apostol Petru a făcut minuni, exact cum a spus Mântuitorul, lucruri mai mari decât mine veți face, dacă veți crede în mine, pentru ca eu să fiu preaslăvit și Tatăl să fie preaslăvit în Fiul. A făcut minuni cum nici Mântuitorul n-a făcut. Am auzit de mult că îi așezau pe bolnavi pe paturi sau pe tărci și doar umbra lui Petru trecea peste ei și toți peste care trecea se vindecau. Foarte important de observat că așa cum făcea Mântuitorul minuni, așa au făcut și ei. Adică i-au vindecat pe toți. Nu a rămas nimeni după lucrarea Sfântului Apostol Petru care să spună, nu, pe mine nu pot să mă vindece. Deci era aceeași putere dumnezeiască care lucra prin Duhul Sfânt. Ceea ce lucrase mai înainte prin Domnul Iisus Hristos. Deci, minunile care s-au petrecut la început în biserică și care se petrec și astăzi în toată biserica de pe pământ, sunt o dovadă evidentă a faptului că Domnul Iisus Hristos a înviat. Apostolii, chiar Sfântul Apostol Petru, care făcea aceste lucruri atât de mărețe, nu s-a arătat niciodată pe el, ci din nenumărate ori a spus clar, nu vă uitați la noi, ca și cum noi, prin mâinile noastre, am făcut ceea ce vedeți sau auziți. Iisus Hristos, Cel pe care voi l-a răstignit și a înviat, El face aceste lucrări. Deci toate aceste fapte miraculoase făcute de Sfinți Apostoli și de urmașii lor, de Sfinți, de-a lungul bisericii, istoriei bisericii, ei au știut și au mărturisit că le face același Domnul Iisus Hristos, care a făcut și înainte de răstignire. Și atunci ne vom întreba noi cum de în viața noastră nu se fac anumite minuni pe care noi le-am dorit cu insistență. Când avem o boală, nu suntem vindecați imediat sau alte probleme nu se rezolvă când am vrea noi. Am mai zis și ne zic și Scripturile și mulți părinți. Dacă uneori Dumnezeu nu ne dă în trup ceea ce am dorit noi, vindecare sau bogăție sau bine, e pentru că dorește ceva mai înalt. Dorește să ne dea mântuirea sufletelor noastre. Eu nu am experiență și nici nu știu câți ani ca să pot să pun mărturia mea ca și dovadă. Dar foarte mulți părinți spun că așa de mare ispită îi pentru om când o duce bine trupește, chiar când Dumnezeu răspunde la rugăciuni și la cererile pământești și nu-i ajuns la măsura potrivită duhovnicește. Așa cum știm din Evanghelia cu cei 10 leproși, vedeți, s-au vindecat, au primit ceea ce au cerut. Dar nu le-a fost premântuire decât la unul singur. De foarte multe ori, din păcate, așa e. Dumnezeu ne-ar putea vindeca toate bolile și da orice, dar El știe în ce mare iad ne băgăm atunci când suntem prini de noi înșine și ajungem să ne credem grozav pentru că am primit și pentru că o ducem bine pământește. Și de aceea, dacă chiar și la Sfântul Apostol Pavel, care a fost atât de luminat și de dumnezeiesc, când a cerut să-i fie vindecată boala, Dumnezeu i-a spus, rămâi cu ea, harul meu ți este de ajuns. Și-a rămas acel sol al satanei să-l pălmuiască ca să nu se îngânfe. Deci are Dumnezeu socotelul lui și cu siguranță zbune. Și lângă minuni, ceea ce e foarte important să punem, sunt rugăciunile. Întotdeauna Dumnezeu face minuni ca răspuns la rugăciuni. Și o minune mai mare decât minunile trupești e faptul că El la omul care se roagă îi poate vorbi și îi poate spune, poate comunica voia Lui. Zic unii Sfinți Părinți că atâta de mult suferă Dumnezeu pentru că noi din cauza împietririi inimii noastre și a tot felul de formalisme și încălcituri în care ne băgăm mintea și viața, ne facem incapabili de a primi lumina sau călăuzirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, cum îl vedem pe Mântuitorul Hristos în Sfintele Evanghelie, cu câtă blândețe și smerenie și discreție a umblat printre oameni. Așa e și astăzi. El nu vrea să ne izbească de un părete, să ne trezim de cap și ne spună apoi, uite-mă, asta vreau de la tine.
El lasă uneori zeci de ani să meargă pe tot felul de căi. Pentru că dorește ca de bună voie și încet, încet să-i pricepem voia să ne întoarcem la El. Nu vrea să ne forțeze. El umblă cu foarte multă delicatețe cu noi. Dar când omul se roagă, când omul se strădește din răsputeri să înmulțească timpul de rugăciune și rugăciunea din viața lui, în această stare de rugăciune, când omul se deschide în fața lui Dumnezeu, este cel mai pregătit, cel mai disponibil pentru a primi lumina de la Dumnezeu. Atunci Dumnezeu îl poate găsi, îl poate lumina, îl poate îndruma și poate, vedeți, ca și la Sfântul Apostol Pavel, îi poate spune ce mare lucru, nu vreau asta pentru, nu vreau să te vindec, rămâi cu boala, uite ce vreau de la tine. Apostolul Pavel a fost după aceea liniștit, n-a mai cerut, Doamne, i-am problema. Pentru că a înțeles voia lui Dumnezeu și a știut că așa e mai bine pentru el. Dar trebuie să facem cumva să ne rugăm mai mult. Dacă ar fi să luăm această Evanghelie din duminica de astăzi cu mironosițele, au ele ceva deosebit totuși. Chiar dacă au fugit tremurând și speriate și n-au spus nimănui nimic fiindcă se temeau, este altceva foarte valoros în faptele lor. De îndată ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacob și Salomeu au cumpărat mirezme ca să vină să lungă. Și foarte de dimineață, în prima zi a săptămânii, au venit la mormânt în răsăritul soarelui. Acest efort, această jertfă pe care au făcut-o ele, ca să ajungă cât se poate de dimineață la mormântul Mântuitorului. Vă dați seama, el a pornit cu noaptea în cap. Dacă au apucat să cumpere mirezme, să se întâlnească, să se pregătească și când se răsară soarele, erau acolo la mormânt. Câtă dragoste au avut ele pentru Domnul. Cât de mult au dorit să facă ceea ce știau și puteau ele. Nu era potrivit. Domnul Iisus nu mai era acolo. Însă Dumnezeu a primit această jertfă a lor. Faptul că s-o străduit să cumpere, să se trezească dimineață, să alerge, să fie acolo la răsăritul soarelui. Și-au putut după aceea să le vorbească prin Sfântul Înger care le aștepta la mormânt și chiar mai mult să li se arate pe drum. Dar ele și-au făcut, să zicem așa, partea lor. S-au trezit cât se poate de dimineață și s-au pregătit. Asta e ceea ce aș lăsa ca o provocare pentru noi. Să găsim și noi acel efort pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi și să-l facem. Dacă am putea găsi o cale prin care să ne rugăm mai mult, Evanghelia de astăzi ne mai arată încă două cartea Faptele Apostolilor, încă două fapte foarte importante, de care știm. Deci Sfântul Apostol nu se cuvine ca noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Era foarte important Cuvântul lui Dumnezeu. Ei trebuiau să-L vestească. Așa cum le cere și Mântuitorul în Evanghelie. Mergeți și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Un om care se roagă nu numai pentru cele pământești, ci se roagă și de dragoste pentru Domnul, ca și aceste femei mironosițe. Și care se străduiește să vestească Evanghelia. A făcut deja mult pentru a trăi în această viață nouă, împreună cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Însă, tot Apostolul de astăzi ne arată și cealaltă faptă. Binefacerea. Dacă apostolul a zis, nu se cuvine ca noi să lăsăm cuvântul și să ducem la mese, n-au lăsat mesele deoparte, ci au găsit 7 bărbați vrednici pe care să-i pună să se ocupe de asistența socială. De cei care n-aveau ce trebuie și să fie toți mulțumiți și în cele pământești. Deși binefacerea, fapta de iubire făcută din dragoste pentru Hristos și pentru aproapele foarte importantă, împreună cu rugăciunea și cu primirea și mărturisirea Evangheliei.
Aș vrea în încheiere să viu cu un exemplu pe care ne-l dă și Mântuitorul și Vechiul Testament și Sfântul Apostol Petru, să învățăm de la iarbă. Zice psalmistul, iarba se usucă, floarea a căzut, s-a veștejit, vine focul și o arde. Dar nu toate ierburile sunt la fel. Vreau să învățăm de la ierburile pe care avem noi prin grădină. Vorbeam astăzi cu sora Maria Julcă, că mi-a uit o idee și vă spun. Sunt niște ierburi mai cuminți, care știu că se va întâmpla așa. Și atunci, știind că vine toamna și se vor usca și vor fi arse, ele adună în pământ. Și când vine toamna, chiar dacă s-au dus frunzele alea mari și frumoase și florile, iei de la morcov ceea ce e valoros, iei de la ceapă, iei de la usturoi, iei de la știu câte mai punem noi pe grădină, de la cartofi și mergem mai departe. Așa ar trebui să fim și noi. Să învățăm de la ierburi, care n-au suflet și n-au minte. Să învățăm să trăim în aceste două dimensiuni. Și mai ales să trecem de la cele pământești la cele veșnice. Asta înseamnă Paște. Trecere. Să fim mereu în trecere. Să nu ne oprim. Nu cumva să ne oprim la cele pământești. Că ne-am dus. Ne-am pierdut. Am ratat. Ci tot timpul să căutăm, să strângem, cum a zis Mântuitorul Hristos, adunați-vă comori în cer. Să strângem comori acolo, în cele de sus. Prin rugăciune, prin fapte bune, prin mărturisirea cuvântului, prin mâncarea cuvântului, prin spovedanie, prin împărtășanie, prin toate câte le știm. Și mereu și mereu să ne străduim să arăm mai adânc ca să aducem rod pentru viața veșnică. Și atunci nu ne vom teme când vin vremurile grele, când vine focul, când vine toamna, când vine sfârșitul, pentru că noi am adunat ceva ce merge mai departe. Am adunat viața cea veșnică împreună cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Amin. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh.